După cum promiteam în ediția anterioară, și mă rog, o promisiune e o promisiune, trebuie să ne ținem de cuvânt, o să vorbim și în ediția de astăzi a raportului de gardă despre alte recomandări ale Uniunii Europene pentru screening în cancere. Astăzi despre cancerul gastric vorbim cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit! Bun găsit tuturor! Spunea săptămâna trecută că este unul dintre cancerele la care Uniunea Europeană se uită foarte atent în ultimul timp. Într-adevăr, am mai spus-o și în edițiile anterioare, dar cred că niciodată nu-i prea mult să spunem că anul trecut Consiliul Uniunii Europene a adăugat încă 3 tipuri de cancer pe lista cancerelor pentru care se poate face screening. Pe lângă ceea ce știam până acum, cancerul la sân, colorectal și decolouterin, au fost adăugate cancerul pulmonar de prostată, despre care am vorbit în săptămânile anterioare, și cancerul gastric, despre care vorbim astăzi. Recomandările se referă la screening, deci programe implementate pe scară largă, programe populaționale, a căror scop este identificarea precoce a cazurilor de cancer, în acest caz de cancer gastric. Sigur, aici au fost discuții de-a lungul timpului și pe măsură ce dovezile au fost din ce în ce mai puternice în legătură cu asocierea dintre cancerul gastric și infecția cu o bacterie, cu Helicobacter pylori, pe de-o parte, și pe de altă parte, pe măsură ce testele disponibile pentru a pune în evidență această bacterie au devenit din ce în ce mai performante și mai accesibile. De exemplu, există teste care pot pune în evidență antigenele specifice bacteriei în materiile fecale sau sunt teste respiratorii. Sigur, avem și teste de sânge, dar primele două se califică pentru a putea fi utilizate pe scară largă. Deci, aceste condiții fiind îndeplinite, această recomandare a venit natural, cu mențiunea că trebuie să fie luată în calcul și zona din care provin persoanele respective. Este evident că un astfel de program de screening este mult mai eficient și mult mai indicat a fi implementat în regiuni în care numărul de cazuri, incidența, prevalența cancerului gastric sunt mai mari. O altă recomandare ține de modul în care leziunile precanceroase ar trebui să fie monitorizate, iar din acest punct de vedere există o oportunitate pentru că endoscopia poate să pună în evidență la persoanele cu risc înalt aceste leziuni precanceroase, iar urmărirea lor se poate face de asemenea prin aceste mijloace imagistice de-a lungul timpului. O spun încă o dată, capacitatea de a depista cât mai precoce se traduce printr-o supraviețuire mai lungă și, evident, o calitate a vieții mult mai bună. Trebuie să mai spunem că, din acest punct de vedere, testarea pentru Helicobacter pylori s-a făcut, se face și în România. Nu există un program de screening ca atare, dar a fost această testare introdusă, de exemplu, în unele programe regionale de screening pentru cancerul colorectal sau în bateria de analize pe care medicii de familie le recomandă pacienților, mai ales dacă acești pacienți au antecedente în familie sau au vârsta înaintată peste 55 de ani. Iar raportul de gardă publică un infografic foarte sugestiv. În anul 2020 au fost diagnosticate 75.400 de persoane cu cancer gastric și tot în 2020 s-au înregistrat 52.100 de decese. Mi se pare foarte mare raportul. Da, este mare. O altă informație din același infografic este că până la 40% din decesele prin cancerul gastric ar putea să fie prevenite prin identificarea și tratamentul pentru infecția cu Helicobacter pylori, fiind o bacterie, tratamentul este antibiotic. Deci, din acest punct de vedere, iată, oportunitățile din perspectiva inclusiv a sănătății publice sunt foarte mari. Oare noi nu știm că trebuie să facem această analiză? E foarte scumpă, nu e invazivă.
Nu, analiza nu e invazivă. Din câte știu, nu este inaccesibilă și, cum spuneam mai devreme, există destul de mulți medici de familie care recomandă această analiză pacienților de pe listele lor, mai ales dacă aceste persoane se află în grupele teoretic de risc. Dar ce ar ajuta? Și aici este diferența între o situație în care știi că e important să testezi, să spunem că testul nu-i scump, sunt medici care îl recomandă, diferența dintre această situație și un program de screening care presupune mult mai mult, presupune o testare mult mai extinsă, presupune o informare de asemenea consistentă, presupune în cazul în care este nevoie o activitate de follow-up, am menționat mai devreme endoscopia, eventual urmată dacă este cazul și de biopsie, de confirmarea sau infirmarea diagnosticului și de tot acest traseu care înseamnă ulterior tratamentul pentru boala respectivă. Aceasta este esența, de fapt, a unui program de screening. Pune, de fapt, toate lucrurile acestea care, din păcate, sunt deconectate în cele mai multe zone și momente în sistemul de sănătate, le pune împreună într-o formă coerentă. Aceasta este esența, de fapt, a unui program de screening și de aceea este important să vorbim despre aceste programe de screening și cum pot ele să aibă un impact. Și acum am discutat și săptămânile trecute, la nivel individual și la nivelul societății. Raportul de gardă. Tot despre cancer vorbim, despre evaluarea riscului de cancer. Iată, un studiu desfășurat de Universitatea din Australia de Sud arată că au fost identificați o serie de biomarcări metabolici care ar putea ajuta la evaluarea riscului de cancer. Poate că până aici nu este o știre. Știrea devine când adăugăm faptul că această identificare a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Și ajungem iar la ceea ce mai vorbeam cu ocazia altor interviuri, că ar trebui poate să devenim mai atenți la a integra tehnologia pe care o avem la dispoziție, aceste instrumente, iată, inteligența artificială, în zona medicală. Cu siguranță da, și pentru a fi posibil acest lucru, trebuie să avem o situație, eu știu, cât mai apropiată de cea descrisă în acest studiu, și anume aici au participat 500.000 de persoane din UK Biobank, care este o bancă, o biobancă, așa cum îi spune și numele, care a colectat probabil de zeci de ani aceste date relevante și existența acestor date, de fapt, reprezintă o condiție prealabilă pentru a putea să utilizăm inteligența artificială. Aceste date, sigur, trebuie colectate în anumite condiții, trebuie să aibă, să respecte anumite criterii de calitate și așa mai departe, ca să permită utilizarea algoritmilor. Altfel, dacă nu avem genul acesta de biobănci, este foarte, foarte complicat să ne gândim la utilizarea acestor instrumente. Mai este un element important pe care îl aduce acest studiu, și anume că vorbim despre biomarkeri metabolici. De cele mai multe ori vorbim despre biomarkeri genetici, de tipul modificări la nivelul genelor BRCA1, 2, ce probabil cele mai cunoscute asociate cu creșterea riscului de cancer, sau marcări genomici care se uită la mai multe gene în a defini un astfel de risc. De data asta vorbim despre biomarcări metabolici, acele denumiri ale unor analize, pentru că vorbeam mai devreme despre testarea pentru Helicobacter pylori și faptul că medicii de familie recomandă asta ca parte din analizele, să spunem, normale, de rutină, pe care oamenii le fac o dată pe an sau o dată la 2 ani. Ei, în acele buletine de analize, cei care ne ascultă, cu siguranță, și în care au văzut măcar o dată sau de câteva ori un astfel de buletin, pot să recunoască termeni precum microalbumină din sânge sau proteina C reactivă sau gamma-glutamiltransferază, GGT și așa mai departe. Studiul despre care vorbim și utilizarea inteligenței artificiale se referă tocmai la acești metaboliți, la aceste substanțe care se produc în organismul nostru și care sunt testate de rutină. Deci, cu alte cuvinte, nu e nevoie să facem neapărat testări avansate despre care noi am vorbit de-a lungul timpului, testări genomice sau alte tipuri de testări omice avansate. Studiul acesta se uită
la ceea ce există deja, ce poate să fie obținut prin teste de sânge simple și sigur la asta se mai adaugă și elementele legate de obiceiuri, de constituția persoanei respective și așa mai departe. Deci nu vorbim despre lucruri avansate din punct de vedere, eu știu, al cercetării și așa mai departe. Iar aici, de aici vine o valoare mare a acestui studiu, pentru că, vă dați seama, se fac zeci de milioane, poate mai mult de astfel de analize în România în fiecare an, ca să ne referim la țara noastră, și a spune că sunt tot atâtea oportunități pierdute, de fapt, neavând o biobancă, neavând o agregare a acestor date pe care să le putem, eu știu, pune în valoare ulterior prin diverse algoritmi. De ce e atât de important, vă spune, pentru că, iată, există UK Biobank și apar astfel de studii, nu, pe datele respective. Prin natura lor, aceste date sunt influențate de mediul în care persoana locuiește, sunt factori culturali care influențează foarte mult obiceiurile persoanelor. Aceste obiceiuri, comportamente au o reflectare și în analizele curente de sânge, de exemplu, consumul de alcool, da, este asociat cu creșterea enzimei GGT, despre care vorbeam mai devreme, gamma-glutamil transferază. Deci, pentru a înțelege cum mai bine poate fi pus în evidență acest risc pentru o anumită populație sau pentru grupe de persoane dintr-un anumit areal geografic, e foarte important să avem date cât mai apropiate sau chiar datele din acel areal pe care algoritmii să le analizeze. Cumva pare logic lucrul ăsta și pare logic să existe aceste biobănci. Din păcate, cum spuneați, la noi nu există. Sigur, nu-i târziu nici să ne apucăm acum de treabă, să constituim aceste biobănci, cât de mici, ele reprezintă oricum pași înainte și mai mult decât avem până acum. Și ca să avem o dimensiune, aș lua un procent afirmat în articol, mai mult de 40% din caracteristicile identificate de acest model de inteligență artificială s-au dovedit a fi biomarker. Ce înseamnă biomarker? O moleculă care poate să ridice ca un steguleț roșu, care odată ridicat spune: aici s-ar putea să fie un risc, în acest caz pentru un anumit tip de cancer. Deci, iată cum aceste analize pe care le facem în mod curent pot să aibă o valoare și dincolo de citirea lor imediată, în momentul în care vin de la laborator și eventual le discutăm cu medicul de familie sau cu medicul curant. Asta se cheamă strategie. Detaliile sunt pe raportul de gardă. Mai avem două subiecte. Unul care asociază schimbările climatice cu decesele de cauză cardiovasculară. Articolul din raportul de gardă face referire la un studiu recent publicat în revista Circulation a Societății Americane de Cardiologie și Institutul Național pentru Sănătate. Există o legătură directă, spun oamenii de știință, între schimbările climatice și decesele de cauză cardiovasculară. Cred că nu este de mirare totuși acest lucru, doar că ar trebui să ne pună puțin pe gânduri dimensiunea de 4 ori mai multe decese până în 2050. S-ar putea înregistra din cauza schimbărilor climatice. Și sigur, dacă nu se inversează trendurile de acum, dar Da. oricum o creștere va fi. De altfel, noi discutăm foarte mult despre zona cancerului și am mai spus-o de multe ori, în primul rând pentru că reprezintă o foarte mare problemă. Pe de altă parte, am avut în ultimele decenii și un avans extraordinar din toate punctele de vedere, de la prevenție la depistare precoce, nu mai vorbim de diagnostic și de tratament. Însă, când ne uităm la tabelele cu mortalitatea, constatăm că bolile cardiovasculare rămân, au fost tot timpul, cu excepția câtorva țări, principala cauză de mortalitate, de fapt. Iar faptul că există această predicție a creșterii numărului de cazuri n-ar trebui să ne surprindă. Cred că este ceva normal, dar trebuie să fim atenți la ceea ce spune acest articol, și anume la impactul mediului și mai ales schimbările climatice asupra sănătății cardiovasculare și practic identifică trei categorii de persoane expuse mai mult decât altele la acestui risc, și anume, sigur, persoanele în vârstă. Noi știm că bolile cardiovasculare au
prevalență mai mare cu cât înaintăm în vârstă, de altfel e caracteristic pentru toate bolile cronice netransmisibile. Pentru populația afroamericană, probabil aici intervin și alte elemente culturale care țin de stilul de viață și sunt date care vorbesc și de anumite caracteristici biologice. Și cred că foarte important pentru discuția de astăzi este faptul că această creștere a deceselor va fi evidențiată în zonele metropolitane. Iar aici este o discuție extrem de importantă pentru că fenomenul globalizării și modul în care s-au dezvoltat orașele, metropolele, hipermetropolele în ultimele decenii, sigur a adus această dezvoltare beneficii economice remarcabile. Numai că acum suntem în punctul și am văzut o discuție foarte interesantă și în Europa. Suntem în punctul în care trebuie să începem să regândim orașele, metropolele, punând în centru grija pentru sănătate, sănătatea oamenilor, sănătatea mediului, sănătatea ca un concept mai larg, pentru că din acest punct de vedere, noi nu mai putem să vorbim doar despre o problemă localizată la nivelul sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate doar va percepe o creștere a numărului de persoane care se adresează din ce în ce mai des spitalelor, clinicilor, medicilor de familie pentru probleme cardiovasculare. Intervențiile însă trebuie să aibă loc înainte de hotarele sistemului de sănătate, intervenții de sănătate publică și mai mult de atât, intervenții la nivelul designului orașelor, designului vieții în orașe și în metropole. Asta necesită, de fapt, o regândire a întregului ecosistem fizic, în care, sigur, și noi, cei care trăim în București, din care și noi suntem parte. Genul acesta de regândire a orașelor și a metropolelor are foarte mult sens pentru a ne proteja de schimbările climatice, pentru că, în mod evident, mai degrabă putem să influențăm, eu știu, cantitatea sau numărul de arbori sau suprafețele de parcuri, sau cel puțin așa sperăm, nu? Din zonele urbane decât să influențăm temperatura globală sau cu câte grade crește temperatura globală. Foarte multe detalii pe raportul de gardă. Mai avem un subiect pentru ediția de astăzi. 7.000 de pași reduc semnificativ riscul de mortalitate cardiovasculară, în timp ce numărul optim de pași pentru reducerea mortalității generale este de aproximativ 8.000. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea din Granada, care, interesant, cumva contrazice, sau nu știu dacă neapărat contrazice, dar în orice caz infirmă puțin ceea ce se știa, scrie raportul de gardă din Japonia anilor 60, și anume că 10.000 de pași pe zi sunt foarte benefici. Mă rog, diferența n-ar fi foarte, foarte mare, dar acum e bazat pe date științifice studiul ăsta. Da, și acum diferența între 7.000, 9.000, 8.000, 10.000 este totuși mică. Dacă ai ajuns la 7.000 de pași în medie pe zi, cred că este foarte bine, este un mare plus pentru sănătatea cardiovasculară și pentru sănătate în general, pentru că beneficiile, de fapt, ale activității fizice, ale mersului, sunt multiple, de la activarea sistemului imun la o stare de bine, beneficii pe zona de sănătate mentală, de asemenea beneficii pe sănătatea metabolică, risc mai mic de obezitate, de diabet zaharat, deci beneficiile sunt multiple. Acum, ideea este tocmai asta, cum facem ca să atingem fiecare dintre noi o astfel de medie. Apoi sunt absolut convins că dacă și în anii următori, cu siguranță vom discuta despre alte borne, probabil că numărul de pași în combinație cu alți determinanți ai sănătății ne vor da un profil mult mai precis. Ar putea ca anumite persoane, de exemplu, care trăiesc în zone mai puțin poluate și care au acces la servicii de sănătate de calitate și la timp, s-ar putea să nu aibă nevoie de chiar de 7.000, 5.000 de pași s-ar putea să fie suficient. Cred că vom avea parte de recomandări din ce în ce mai personalizate, dar ideea este că mersul face bine sănătății și dacă aș conecta cu ceea ce am discutat mai devreme, cu orașele, de fapt orașele trebuie să îi ajute pe oameni să
reînvețe mersul pe jos. Iar pentru asta, sigur, e nevoie de trotuare, e nevoie de astfel de infrastructură fizică, dar cred că este nevoie și de un alt tip de infrastructură, să o numesc, de ceea ce înseamnă stilul de viață în orașe. Un stil, vedem în jurul nostru că se construiesc foarte multe clădiri de birouri, nu ne imaginăm că oamenii care merg în acele birouri se deplasează, probabil stau pe scaune. Deci, din acest punct de vedere, este o provocare. Și, cum am spus și mai devreme, de fapt, nu-i suficient să-i spui unei persoane, uite, ar trebui să mergi 7.000 de pași pe zi pentru a-ți menține sănătatea cardiovasculară, ci preocuparea trebuie să fie în a-i crea și un mediu potrivit, din multe puncte de vedere, pentru a putea să facă asta. Eu mă gândesc că, apropo la demersul pe jos, în ultimii ani au apărut foarte multe aplicații care măsoară mersul pe jos, îți spun și câte calorii arzi când mergi pe jos, îți numără pașii și mă gândesc că poate în sensul ăsta, pentru că noi oricum suntem niște, cum să spun, niște veșnici copii, ca să zic așa, adică ne bucură toate aceste aplicații și, în fine, dispozitivele acestea pe care le folosim, inclusiv în sensul ăsta. Poate că așa, din ce în ce mai multă lume o să vrea să meargă pe jos. Repet, cred că psihologic face bine toată această tehnologie, inclusiv indirect, poate, nu ne dăm seama, da, la sănătate. Eu pot să confirm, cum să spun, din experiența personală și cei care ne ascultă să fie siguri că n-am discutat de asta până acum, dar numărul de pași în ceea ce mă privește a crescut substanțial de când am început să port un ceas inteligent și am văzut notificările legate de numărul prea mic de pași pe care îi făceam în mod normal și da, așa se întâmplă lucrurile, încep să te gândești, ok, cum aș putea să te includ în rutina mea zilnică, în anumite momente, situații care să-mi permită să fac un număr de pași mai mare decât aș face dacă, eu știu, subiectul acesta nu m-ar interesa neapărat și mi-aș vedea de viața așa cum era înainte. Deci, da, genul acesta de le-aș numi intervenții bazate pe dispozitive digitale, eu cred că au foarte mult sens și impact. Ceea ce trebuie, din nou, este să nu-i lăsăm pe oameni nici cu mesajul 7.000 de pași pe zi, îți asigură o sănătate cardiovasculară, mergi și plimbă-te fără să te întrebi cum anume va face asta, unde, în ce condiții și așa mai departe, după cum nu-i suficient nici să pui la dispoziția oamenilor instrumente digitale fără să le explici ca autorități de sănătate publică exact care este valoarea acelor dispozitive pentru sănătatea individuală, cum să se raporteze la ele. E Da. nevoie de astfel de crearea unor astfel de modele și o spun pentru că în urmă cu 10 ani de zile, poate mai mult, am fost printre primii oameni din Europa care au testat anumite dispozitive de monitorizare cardiacă, niște brățări la acel moment. Iată, suntem la un deceniu după și noi nu avem încă niște modele care să ne arate cum putem să folosim cât mai bine pe scară largă genul acesta de tehnologii. Da, aici nu e vina tehnologiei, e vina noastră, a celor care putem face acest astfel de modele. Vânzările de ceasuri și de brățări și de telefoane, inclusiv telefoanele pot să capteze genul acesta de informații, sunt în creștere tot timpul. Lansările de noi modele sunt o audiență foarte mare, se bucură de interesul tuturor, dar, din păcate, este o deconectare între această situație și ceea ce discutam mai devreme, cum le folosim cât mai bine în favoarea sănătății. Și ca să încheiem totuși, cum spuneați, într-o notă optimistă, scrie și articolul, nu contează dacă facem 16.000 de pași, adică peste cei 9.000, pentru că nu există riscuri pentru sănătate, deși cred că până la urmă contează și foarte mult și mediul în care mergi pe jos, adică dacă mergi într-un oraș poluat, s-ar putea să nu-ți facă pe termen lung foarte, foarte bine, dar aici, în fine, lucrurile sunt legate între ele, până la urmă, asta e concluzia. Da, exact. Și intervențiile, cum spuneam, și spun asta fără să încerc să scuz cumva sistemul de sănătate, intervențiile aici trebuie să includă și alți actori și alte sectoare. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Detaliile sunt pe raportul de gardă, interviul integral pe raportul de gardă și pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare.